Salutare dragilor, suntem în piața mea, Viteazul din Cluj și astăzi mi-am dat întâlnire cu cei mai tari supereroi, cu eroii din DC și Marvel. După cum vedeți, mi-am luat și tricoul cu Batman, cu eroul meu favorit. Așa că haideți să ne întâlnim cu cei mai tari supereroi. Vreau să-mi zici povestea magazinului, pasiunea ta pentru... A, comicsurile am început și eu cu benzele desenate cu Mickey Mouse, mă duc câțiva ani buni, 93-94, dar bine, cu pauză, cu de-alea, prin 2005 sau 2006 iar am mai început să citesc, dar în perioada aia nu prea, spre exemplu, comicsuri nu puteai, cel puțin eu n-aveam de unde să-mi aduc sau de astea și ediții românești se mai printau numai. Ce citeam și după aia pe internet. Că știu că am avut un volum cu Batman, chiar cred că volumul 1 era din comic. Dar din păcate nu aveam. Și chiar să colecționez am început prin 2007-2008, așa mai. Și de unde le achiziționai? În general de pe eBay. De eBay. Da, și chiar și acum mai când am chestii care le vreau, de obicei le mai găsesc așa seturi sau colecții gata complete, știi, să nu iau tăcât o revistă, îi le iau de pe eBay. Și în rest mai sunt magazine de prin state, dar acolo numai dacă scomanzi câteva numere bune, 50-60, atunci da, ți se merită să plătești și transportul și vama când îți... În practic colaborezi cu un magazin din Statele Unite? Pentru, nu, pentru comicsul. Nu ai un furnizor, nu-i magazin. Am înțeles. Și primul tău erou care a fost? Să știi că primele comicsuri au fost ceva... A fost un... Cât așa, prima licitație, cred că, pe eBay. Și mi-au trimis tipul... două serii complete, Stark Future, ceva de prin 89 și Hand League, o serie tot așa mai ciudată, deci nu a fost cu ceva supereroi. Și după aia am început cu Batman să mai citesc prin 2012. Chiar am încercat să-mi fac colecția aia când a apărut cu din The New 52 cu Batman, dar n-am putut ține pasul. Puteau prea multe sau... A, nu, dar păi de la o vreme eu pic am scump hobby-ul ăsta, așa că dacă nu prea ai bani, nu se prea rentează, știi? Că nu, trebuiau aduse din state, lunar, și apoi trebuia să tot timpul să-mi calculez câte reviste se comand pe lângă, să iasă ok. Mă vedeți că acasă ai o colecție a ta personală. Da, da, da. Da, și crește și acum cu pandemia, că comicsurile noi au fost din 1 aprilie până în 27 mai. Deci până la sfârșitul mai au fost oprită distribuția și cum nu mai veni comicsuri noi, am zis ia să văd ce pot completa prin colecție. Și chiar mi-am făcut rost din niște seturi faine. Și colecția cea mai valoroasă sau care îți plăti cel mai mult, care îi... Care o am acasă? Da. Păi... am ceva serii care sunt de la ediții de astea mai mici, de la edituri mai mici. Spre exemplu, Criminal, mi-am mai completat Kick-Ass și ca revistă cea mai scumpă din colecție ar fi un numărul 1 din Batman Damned. E o variantă încapsulată, semnată și gradată. Semnată de cei de la... De autor și artist. Tare. Da. Și cu magazinul, eu nu sunt chiar la prima aventură de genul. Am avut și numai online din 2010 până prin 2014, dar nu la modul serios. Și atunci am participat la... aveam stand prin
Julius Mall, când era târgul de antichități, mergeam cu comicsuri și la evenimente care se mai organizau prin Cluj, care cât de cât să fie, să, na, să fie și un public țint acolo. Și care publicul sau vârsta? De ce vârstă cumpără oameni? Adică 18 de ani, 30 de ani, până... Între ce vârste? Între 14 și... O să zic până în 40 și... Vreau zic asta cu comicuri, trebuie să ai o pasiune da. De mic. Mie îmi place da, foarte mult. Se poate să te prindă și pe parcurs, nu e ceva să zici că... Și magazinul ăsta a fost deschis în 2018. Am început cu comicsuri, nu mai știu, vreo 2000 de comicsuri. Parcă am avut prima dată în stoc ceva de genul. Romane, grafice și apoi au început să crească pe parcurs, am mai adus figurine, Warhammer recent, am început o colaborare cu cei de la Games Workshop. Aia e o ediție de la DC Black Label, asta e imprint de la DC, dar asta e pentru, na, pentru adulți 18 plus. Acum am scris 3D. Da, ai și ochelari. Revistă 3D. Wolverine. Foarte tare, nu știu că ai fost ceva. Captain America n-a fost primul la Marvel. Da, el a fost popular în perioada aia cu al doilea război mondial și după aia cam dispărut de pe piață. Și cred că în 60 și ceva au apărut după aia din nou când l-au apărut Fantastic Four, Spider-Man ăstea l-au reinventat, să spunem. Și între Justice League și Avengers, care crede, care îți place mai mult? Care crezi că e mai popular? În primul rând ca și serial animat. Ca te referi la serii de animație da. Sau? Păi eu cred că Justice League ar fi. Acum dacă e după popularitate la filme, clar Marvel, știi? Dacă Marvel are filme mult mai bune decât DC. Am avut chiar, am adus recent ceva numere, spre exemplu, am avut un Avengers numărul 20 din 65, dar ăla s-a dat destul de rapid. Ce? Practic a dus și numere care, da, care au... Da, da, nu foarte frecvent. De exemplu, Wolverine ăsta din 90. Deci ăsta a ieșit în 90. Da, 90 sau 91, ceva de genul. Sau, uite, Red Sonja, numărul 6, ăsta e de prin 70 și ceva. Daredevil, numărul 122 și ăsta tot de prin 70. Și ăstea și ăstea sunt ediții de prin 90, 80 și 90. Cred că tot ceva de prin 81, 82. Mai vechi. Îmi dau seama de pe... Aici pe undeva, da. Bine, pot fi puse și astea, că na, Super Friends din astea apare și Batman, dar acum ca număr numai cu el. Ia să văd pe aici. Cred că ăsta e cel mai vechi, 3-2-2, adică ăsta ar fi din... Ăsta e undeva din... Nu merge așa. Din 80. Îmi colecționez mașinuțele lui Batman de la Hot Wheels.
corgiuri. Și astea am câteva modele, dar am Batman. Astea, chiar astea, corgiurile astea se găsesc destul de greu. Și în general ce cumpără? Cine vrei să cumpere? Cumpere reviste vechi de colecție sau revistele cele mai noi? Sau colecționar care vin mai mult sau pasionați ăștia care vor să citească și după aia, nu știu. Eu e cam împărțit, că sunt care chiar își cumpără numai reviste vechi, sunt care au abonamente la serii noi. Deci nu pot să zic așa că mai mult vechi sau noi, depinde. Și zici că mai mult să cumpără Marvel decât DC sau... Da. Deci Marvel are mai multă putere pe piață la comic. Da, ei au și mai multe release-uri într-o lună față de DC. Deci scot mai mult. Da, da, da. Bine, și pe lângă asta mai sunt, chiar sunt multe persoane care la precomenzi își aduc și edituri de astea mai mici, cum Image Comics, Image Comics nu e chiar așa mică, dar Boom Studio, Dark Horse. Asta e din anii... 40, asta e fix prima, cum arăta el în primele comicsuri. În 40, da. Că știu că seria Batman era foarte diferită, că Batman era diferit față de cum... Animația? Dar și animația și filmul, asta e seria TV. Da, nu mai știu nici eu. Animația aia tați din 90. Când astea sunt copiețile vechi. Asta e numărul 3, 2, 3, noi avem acolo 3. Sunt aici cu prietenul meu Thanos, așa că dacă ești pasionat de comics, de eroi Marvel, DC, fă o vizită la Geeks Comics, Piața Mea Vitează, numărul 40. Am primit în sfârșit cele două numere din Batman, seria originală, Aventurile lui Batman, două reviste pe care le-am așteptat destul de mult, cred că undeva la 5 sau 6 luni, și abia aștept să le deschid și să le citesc. Urmează să achiziționez și numărul 12, care este cel mai valoros număr din această serie. Numărul valorează câteva mii de dolari, dar este o reprintare, pentru că cei de la DC au început să reprinteze numerele vechi și abia aștept să achiziționez și acel număr în care apare Harley. Acum o să mergem la magazin să facem niște cumpărături și o să vedeți alimentele pe care trebuie să le mâncați dacă vreți să aveți un corp de supererou și cam cât ar costa un coș de cumpărături pentru a avea mușchii unui supererou. Acestea sunt cumpărăturile de azi, în mare parte proteină, pentru că carbohidrați am acasă, orez, paste, cartofi și fulgi de ovăz. Hai să vedem cât ne-a costat acest coș de cumpărături. În total 391,16 lei. Am cumpărat așa, un box de 6 kg de pește, file de șalău. Asta o să-mi ajungă, va trebui să calculez, 6 kg. Am pește pentru 20 de zile. Am cumpărat piept de pui, 5 pungi. De aici avem, cred că 12,5 kg.
Să vedem. Da? 12 kg de piept de pui. Asta o să ne ajungă 16 zile. Deci 12 kg de piept de pui pe 16 zile. Pieptul de pui a costat 12 kg de piept de pui 149,93 de lei. Cumpărăm niște două ulecei, sursă de fibre, vitamine, minerale, pentru că trebuie să avem și legume la în dietă. Aceștia au fost 5,60 lei. Și am mai cumpărat un bax de ouă, 180 de ouă, care a fost 64,75 de lei. Astea o să ne ajungă, vă zic acum, baxul de ouă o să ne ajungă 10 zile. Cum am zis, prețul 64,75. Bun, și o cafea care o folosesc dimineața înainte de cardio, două lingurițe de cafea și înainte de antrenament, așa, două lingurițe combinat cu pre-workout-ul. Și cam asta a fost coșul meu de cumpărături de azi. Coș de cumpărături de 391 de lei. Cam asta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Sper că au plăcut benzele desenate, întâlnirea cu eroii DC și Marvel și ați văzut ceea ce alimentele pe care le folosesc eu în mod normal și ne vedem în episodul următor.